te-am găsit. Sunt astrolog Andreea Dincă, iar acest clip este dedicat zodiei sau ascendentului tău pentru anul 2022. Este un horoscop general care ar putea să te ajute să te cunoști mai bine și să fii atent la anumite influențe astrale. Bineînțeles, așa cum am menționat, este un horoscop general, tratează-l ca atare, deoarece dacă îți dorești mai multe informații despre tine, este necesar să-ți faci și să-ți realizezi o astrogramă personalizată. Cei care mă cunoașteți de mai mult timp, vă mulțumesc tare mult că sunteți aici, iar dacă ești pentru prima oară pe canalul meu, bine ai venit! Nu uita să apeși și butonul subscribe dacă rezonezi cu mine și cu modul în care eu vă prezint horoscopul și informațiile importante de peste an. Apăsați butonul subscribe, abonează-te și puteți să mă vizitați și pe pagina de Facebook sau pe pagina de Instagram. În 2021 am deschis și canalul de TikTok, dar cel mai bine pentru informații foarte, foarte simpatice și foarte, foarte ajutătoare, mă găsiți aici pe YouTube, pe Facebook și pe Instagram. De asemenea, cei care mă cunoașteți de puțin timp, mă puteți urmări și pe la televizor, în sensul în care am două rubrici, una la Prima TV din 2018-19, din 2019 am început mai puternic, un horoscop săptămânal la Prima TV la Flash Mondain, duminica, și bineînțeles voi continua colaborarea și cu Canal D, cu știrile Canal D, din fiecare luni la ora 12. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături, vă mulțumesc pentru toate feedback-urile și recenziile voastre și vă invit să urmăriți acest horoscop, fie pentru voi, fie pentru cei dragi. Dacă vă cunoașteți ascendentul, de asemenea puteți să urmăriți și clipul destinat ascendentului. Le-am împărțit în cele 12 zodii. Fiecare să-și asculte ceea ce îl interesează. Ce să vă spun? Am încercat să fac un horoscop clar, scurt, la obiect, pentru că, așa cum știți, mie îmi place să fiu eficientă, să mă organizez bine, să prioritizez, să nu pierd timpul și sunt convinsă că voi aveți mult mai multe treburi decât de a asculta 5 ore un horoscop. Iar cei care, bineînțeles, doresc să se cunoască cu adevărat, vor investi într-o astrogramă personalizată menită să le aducă la cunoștință care le este misiunea, care sunt blocajele, care este karma, cum își pot organiza viața și timpul pentru a aduce împlinire sufletească. Cu acest lucru vă pot ajuta cu mare drag la cabinetul meu din București, unde mă aflu chiar acum, dar și prin sesiuni personalizate la telefon sau pe Zoom sau pe WhatsApp, videocall. Nu contează, putem să ajungem împreună și vă puteți lăsa ghidați de mine prin cunoștințele, haruri și energia mea. Dacă rezonezi cu mine, scrie-mi să-ți las o ofertă, poate ți se potrivește și dacă este momentul permis și potrivit, cu siguranță ne vom cunoaște. Dacă este să fie, dacă nu, mă puteți asculta în continuare aici. Eu apreciez fiecare like, apreciez susținerea voastră, mesajele și mă bucur tare mult că am o comunitate atât de frumoasă. Haideți să vedem ce fac zodiile în 2022. Bineînțeles, acesta este un mesaj care va fi pentru fiecare semn, așa că dacă vă ascultați ascendentul, veți da peste această introducere. O puteți asculta încă o dată sau puteți să săriți peste ea. YouTube-ul vă permite acest lucru. Însă eu voiam să vă urez un an magic, un an cu prosperitate, cu abundență, cu bogăție interioară, pentru că este cea mai importantă, un an în care vă pregătesc multe surprize și sper să-mi fiți alături și să aveți un an magic, așa cum vă spun, de peste 5 ani. Da, așa cum știți, de peste 5 ani vă doresc în fiecare zi magie, lumină și pace în suflet. Bun găsit, dragi berbeci sau cei care aveți ascendentul în berbec! Primul lucru pe care vi-l spun prin acest clip este acela că 2022 este un an norocos pentru voi. Așa cum știți, norocul nu cade din cer, este important ca munca să întâlnească oportunitatea pentru a avea acel noroc, dar cu ajutorul planetei Jupiter, care în 2022 își face simțită prezența în semnul vostru, într-adevăr începând cu 11 mai, dar chiar și așa, între 11 mai și 28 octombrie, Jupiter, marele benefic, planeta expansiunii, își face simțită prezența în semnul vostru. Jupiter, în astrologie, este considerat zeul norocului, da? Sau tot ce are legătură cu norocul, cu creșterea, cu dezvoltarea,
cu mai mult, mai bine. Într-adevăr, uneori puteți să exagerați așa un pic în perioada aceasta menționată, dar a spune că începem cu părțile bune și anume cu norocul care poate să fie un pic vizibil sau un pic mai la îndemână în viața voastră. Dar, cum spuneam, nu cade nimic din cer, ci pur și simplu veți avea oportunități de care puteți profita. Un an norocos, aș spune, este primul lucru pe care l-am observat în momentul în care am început să lucrez hărțile generale pentru 2022. Și aș spune că acest an propune ca voi să faceți un bilanț în prima parte a anului și să începeți ceva nou, început și sfârșit sau sfârșit și început. Facem un bilanț și ne pornim într-un drum nou. Bilanțul acesta clar va fi din multe puncte de vedere cu Jupiter de la 1 ianuarie până în 11 mai, cu Jupiter în Pești, pe casa voastră a 12-a, unde aveți parte clar de compasiune, vindecare, empatie, chiar experiențe neobișnuite. Mulți dintre voi vă veți descoperi așa tot felul de laturi spirituale, vise, premoniții. Veți avea parte de vindecarea sufletului, poate chiar și de vindecarea minții, a trupului și o mulțime de situații diferite, neobișnuite. Aș spune că veți fi binecuvântați cu ghidare divină, binecuvântați cu pace în suflet și chiar perioada asta de 5 luni să fie binecuvântată pentru voi. Tot anul, dar eu așa setez cumva, ca un an de trecere, un an în care vă porniți pe un ciclu nou, pe un drum nou. Bineînțeles, Jupiter nu a mai fost în semnul vostru de 12 ani, normal că se închide un ciclu, Jupiter în berbec deschizând un nou drum, voi fiind primul semn zodiacal, Jupiter Marele Benefic ajunge în semnul vostru, se pornește un drum nou. Ce să mai faceți multe planuri și aș spune că veți fi foarte fermi în luarea deciziilor, foarte hotărâți, tranșanți în anumite situații. Vindecăm, facem un bilanț prin acest Jupiter în Pești și apoi suntem deschiși către un drum nou. Sfârșit și început. Orice început are și un sfârșit. Ei, iată că se sfârșesc niște lucruri și porniți apoi pe un drum nou. Deci, 2022 pentru voi poate să deschidă drumuri noi, posibilitate de creștere, dezvoltare, posibilitate de a avea mai multă notorietate, posibilitate de a ieși în evidență. Bineînțeles, cu Jupiter în berbec, în perioada 11 mai-28 octombrie, se pot întâmpla foarte multe lucruri pe toate planurile. Vom începe cu planul profesional financiar, apoi cu iubirea și apoi cu sănătatea. Repede, repejor, așa cum știți că mie nu-mi place să mă lungesc 10 ore și aș vrea să știți datele cele mai importante pentru voi în acest an și, bineînțeles, ce puteți să faceți voi mai bine, cum puteți să creșteți, să evoluați. Păi, cum spuneam, facem acest bilanț. După ce am făcut bilanțul și ne-am dat seama, ok, ce avem de îmbunătățit, ce avem de eliberat, ce avem de învățat, pornim pe un drum nou. Aș spune că veți schimba foarte multe în viața voastră și vă veți concentra asupra lucrurilor noi, pe acele obiective pe care vi le-ați dorit de foarte mult timp să le îndepliniți. Nu vă pierdeți timpul și încercați să vă organizați cât mai mult de-a lungul anului și să vă concentrați pe ceea ce contează pentru voi cu adevărat, în special pe zona financiară și profesională, deoarece veți vedea că din perseverență și determinare vor veni cele mai multe rezultate și asta veți învăța. În zona afacerilor vă puteți descurca destul de bine, puteți să aveți niște investiții bune, să investiți în domenii noi, chiar puteți să fiți așa un pic concentrați, să învățați un pic mai mult. Totuși, Saturn în Vărsător poate să aducă așa o energie a noului, succesul prin variante noi, dar după ce am șlefuit așa un pic și am învățat destul de mult, pentru că vă dați seama că aveți nevoie să învățați și că aveți nevoie să vă concentrați foarte atent înainte de a investi. Puteți să fiți nerăbdători, e ceva specific pentru voi lucrul acesta, dar aș spune că dacă rezolvați cu nerăbdarea, cu impulsivitatea și cu
teama că nu veți ajunge acolo unde v-ați propus și vă veți orienta către o direcție nouă care să vă aducă așa, să vă aprindă fitilul, să vă aducă pasiune și învățați despre asta, desigur, cu siguranță rezultatele vor fi foarte, foarte interesante. Încercați să nu vă riscați, încercați să acționați cu înțelepciune pentru a avea câștigurile cele mai bune și încercați să nu faceți în perioadele de retrogradare mișcări, să spunem așa, care ar putea să vă pună veniturile în pericol. Începem anul cu două retrogradări, cu, mă rog, retrogradarea lui Venus, apoi ușor, ușor intră în 14 ianuarie și Mercur retrograd. Introspecție, evaluare, nu vă riscați foarte mult. Cel puțin între 1 ianuarie și 3 februarie nu aș recomanda să vă riscați. De asemenea, încercați să nu vă riscați foarte mult pe zona banilor în perioada 10 mai, 3 iunie, când Mercur va retrograda în Taur și Gemeni. Răsturnări de situație în acea perioadă pentru voi pe temele financiare și, bineînțeles, un pic de atenție cu investițiile și în septembrie, 10 septembrie, 3 octombrie. Este important să evaluați și să regândiți strategia de atac sau strategia de, să spunem așa, de a pune lucrurile în mișcare și în toamna acestui an, când începând cu 30 octombrie, nu doar că semnul berbec este lăsat în urmă de către Jupiter, în sensul în care pe 28 octombrie Jupiter își începe tranzitul, se reîntoarce în Pești, va continua în 2023, dar cel puțin în 2022, noiembrie, decembrie, se întoarce în Pești. Și tot în acea perioadă, când Jupiter se întoarce în Pești, adică norocul vă părăsește în ghilimele, că nu vă părăsește niciodată niciun noroc, norocul vi-l faceți și singuri. Dar să spunem așa că nu veți avea chiar vizibile oportunitățile. Ele sunt pe acolo, dar trebuie să mai faceți și voi ceva, un pic mai mult. Tot în acea perioadă, Marte intră retrograd și aduce răsturnări de situație. Deci, din punct de vedere financiar, puteți să stați foarte bine dacă nu vă riscați, dacă vă abțineți așa un pic de la schimbări radicale și dacă învățați cât mai mult, învățați să faceți lucrurile pe termen lung și învățați să gestionați împrumuturile. Așa că, da, în 2022, între mai și octombrie, 28 octombrie, ieșiți în evidență, puteți să atrageți foarte multe lucruri și nu neapărat e vorba de bani, pentru că puteți să atrageți proiecte importante pe care le veți monetiza în timp, nu trebuie să le monetizați astăzi, că nu plantez astăzi un nuc și mâine îl cultiv, îl recoltez. Nu, durează, da? Până vând eu nucile, mai durează, dar și când voi vinde nucile va fi foarte bine. Așa că dezvoltați-vă foarte mult, asigurați-vă viitorul prin investiții în voi și încercați să nu risipiți banii aiurea. Ce să mai... Este o perioadă interesantă din punct de vedere financiar. Pe zona carierei vă veți descurca destul de bine. Într-adevăr, veniți cu inovație, cu dezvoltare și puteți să îi uimiți pe ceilalți. 2022 este un an plin de resurse pentru voi. Puteți să vă cumpărați o casă, o mașină, să ieșiți în evidență, să aveți multe sentimente de realizare în acest an, dacă veți profita de șansele voastre și, bineînțeles, integrați și zona spirituală, pentru că aveți nevoie să vă vindecați. Pe zona iubirii și a familiei, lucrurile sunt destul de interesante. Puteți să aveți mai multă iubire, puteți să aveți mai multă pace în suflete. Ușor, ușor se așterne liniștea, aș spune, pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, dar pentru mulți dintre voi, relațiile de durată pot merge la următorul pas, adică căsătorie, logodnă, ne asumăm lucruri împreună. Bineînțeles că veți avea nevoie de apropiere și veți avea nevoie să duceți dragostea la următorul nivel, un nivel mai profund. Adică dacă ne-am cunoscut de ceva timp, ne mutăm împreună. Sau te prezintă părinților, sau îl prezinți părinților, sau o prezinți, mă rog. Ideea este că, indiferent care este stadiul relației voastre, treceți la următorul nivel. Și atenție, dacă voi o lungiți boala de prea mult timp, adică nu știți dacă rămâneți împreună cu partenerul sau să vă despărțiți sau ce să faceți, ei, se pare că 2022 va aduce concluzia, adică ori în căruță, ori în teleguță, ori stânga, ori dreapta, nu mai lungiți boala. Până la final de an, cu acele două luni în Pești, cu Jupiter în Pești, în casa voastră a 12-a,
începutul de an aveți multe conștientizări, apoi în timpul anului sunteți așa foarte înclinați către zona financiară, profesională, călătorii, învățat, investiții și una și alta, dar până la final de an fie vă asumați angajamente, fie vă luați cumva inima în dinți și spuneți da sau ba, pentru că dacă ceva nu mai merge, nu mai lungiți boala. Veți plănui tot felul de momente, pentru că sunteți concentrați pe dragoste, sunteți concentrați să vă căsătoriți, să fiți romantici și să trăiți momente minunate cu partenerii voștri. Dacă sunteți singuri, puteți să întâlniți persoane fie la locul de muncă, fie în viața socială și puteți să întâlniți o mulțime de lucruri, pentru că anul acesta sunteți foarte populari. Partea bună, da, când Jupiter este în semnul vostru, normal că sunteți foarte populari. Atrageți oameni interesanți, vă distrați, veți fi surprinși pe zona asta de iubire. Chiar și pe zona familiei, aș spune că vă asumați multe responsabilități și, într-adevăr, chiar dacă uneori mai primiți reproșuri de la membrii familiei, familia rămâne cea mai importantă și o simțiți alături. Poate că nu ar strica dacă ați comunica un pic mai mult și ați avea momente clare, momente stabilite, gen în fiecare lună petrecem un weekend cu o anumită activitate care să ne apropie, să ne ajutăm să ne cunoaștem. Poate o să spuneți, păi cum că îmi cunosc familia? Crezi tu că o cunoști? Pentru că noi în fiecare moment ne schimbăm și dacă nu suntem, să spunem așa, la zi cu informații despre ceilalți, vom afla peste 3 luni că are ce și ce preocupări sau ce și ce pasiune sau că și-a schimbat preferințele muzicale sau că nu mai mănâncă nu știu ce mâncare. Este foarte important tot timpul să ne cunoaștem pentru că noi ne schimbăm tot timpul și avem nevoie să fim la zi cu informațiile despre ceilalți și să-i lăsăm și pe ei să ne descopere. Prognoza anuală pentru sănătate, pe sănătate pentru berbeci este bună. Nu sunt momente foarte vulnerabile sau amenințări majore. Acum depinde de la caz la caz, bineînțeles că aici discutăm la nivel general, dar eu aș spune că va fi o vindecare și a sufletului, și a corpului, și a trupului, dacă veți avea acea rutină de care vă spun tot timpul, rutină împărțită în trei. Rutină fizică, să faceți sport, rutină mentală, să învățați cât mai mult și să vă liniștiți mintea, și rutină sufletească, să vă rugați, în principal, să vă rugați, indiferent care vă este religia, rugați-vă la Dumnezeul vostru în care credeți voi și, bineînțeles, puteți să și meditați. Este foarte, foarte important. Într-adevăr, nu v-aș recomanda să vă operați la final de an când Marte retrogradează în Gemeni. În momentul în care Marte retrogradează, nu sunt, să spunem așa, prea bine acceptate operațiile. Desigur, aici medicul va decide, așa că între 30 octombrie 2022 până la final de an, chiar până pe 13-14 ianuarie, ceva de genul, încercați să nu vă operați. Dacă medicul spune, da, trebuie să ne operăm, atunci e altă treabă. Și nici când este lună plină, medicul decide, dar teoretic stați departe, special doamnele sau și domnii, de ce nu, stați departe de operații chirurgicale de frumusețare la final de 2022. Până atunci puteți să vă faceți orice vă doriți, tratamente cu laser, cu capsula magică, intri pe o parte și nu mai ieși pe cealaltă sau ce vă doriți voi, dar aveți grijă cu operațiile la final de an. A spune că trebuie să aveți, desigur, grijă de voi, să nu vă mai stresați și să nu vă mai aduceți stres legat de muncă, pentru că aveți nevoie să aveți echilibru între muncă și viață personală, pentru că problemele de sănătate provin din dezechilibrul acesta, fie munciți prea mult și nu mai aveți timp pentru relaxare și odihnă și ajungeți într-o epuizare sufletească, dar per total nu sunt amenințări foarte mari, însă să aveți și voi grijă cu lucruri care sunt stresante pentru organismul vostru. Dragii mei, să vă fie de folos! Cum v-am spus, treceți la următorul nivel în relație, vă vindecați, financiar puteți să fiți foarte bine, să aveți lumina reflectoarelor asupra voastră, însă să fiți un pic atenți cu investițiile dacă nu cunoașteți foarte bine domeniul. Să vă fie de folos și vă aștept cu mare drag și la cabinet, și în online, și peste tot. Doamne ajută!